Salutare, eu am pus în rezervorul de apă curată, am pus doar apă simplă, iar în cel de apă murdară am pus un pic de antispumant, pentru că eu o să folosesc un all-purpose cleaner, un APC de la Meguiar's, care e un pic spumant când îl extragi, mai ales că tragi și aer pe lângă spumă, pe lângă murdărie și automat o să facă spumă acolo și cu cât e mai multă spumă, cu atât o să se ridice flotorul și aparatul nu o să mai tragă.
să vedem rezervorul de apă murdară ce a ieșit. Să văd dacă pot să dau un... Asta e ce a ieșit din bucățica asta care a fost plata cu o lună.